Pentru prima dată, campionatul național al monitorilor deschis s-a desfășurat la Vatra Dornei, acolo unde s-au adunat concurenți din toate stațiunile din țară. Zăpada a fost excelentă, iar competiția a fost destul de acerbă. A fost prima concurentă. Cum a fost? Foarte bine! Ok! Cum e zăpada? Cum e curte? E bună! Bună de schiat și de... Traseu mai dificil? Așa, așa, așa! Nu e foarte greu! Nu e foarte greu? Nu! Și altele mai grele? Da, cel puțin la predeal e mult mai greu. Da, da, exact. E ok. Foarte bine, foarte bine. Acum mai invitat ăla ca decât ceva. Da, un pic de gheață pe traseu, da. Perfect. Cum e traseu? E mai dificil? E... Nu, un pic de gheață, dar e bine. Ușor, zic. Cluj-Napoca. Un avantaj evident l-au avut localnicii care s-au bucurat atât de o pârtie familiară, cât și de o susținere puternică din partea publicului. Spune cum a fost? Am văzut că a venit ăla ca mai invitat, ai ieșit pe primul loc deocamdată. Cunoști pârtia, ai un avantaj? Da, bineînțeles că cunosc pârtia, sunt la mine acasă, e obligat să cunosc pârtia. Traseul este foarte greu pentru placă, este un pic de gheață între porți și... Da, cu un pic noroc, până acum e bine. Sper să păstrezi trofeul aici acasă. Eu sper la schi mai mult, nu la placă. La placă m-am băgat pentru să văd și eu cum este prima oară. Na. Dacă e bine și la placă, nu e nicio problemă. Să câștig. Deși au fost și câteva incidente nedorite, precum o accidentare ceva mai serioasă, per ansamblu, competiția a fost una reușită, organizatorii fiind mulțumiți. Astăzi sunt concursurile efective, acum avem pe pârtie proba de slalom uriaș, schi alpin și snowboard. 110 concurenți din toate stațiunile de schi din România înscriși. Urmează o mică pauză, după care seara nocturnă o să dăm drumul la competiția de demo schi și sincron pe echipe. Premiile sunt multe, că sunt și multe cate, 10.000 de lei, dacă nu mai mult, și mici atenție din partea organizatorilor. Dar premiul cel mare este că ne întâlnim monitorii de schi de la școlile de schi din stațiunile din România o dată pe an să sărbătorim intrarea în finalul de sezon de iarnă.